În urmă cu puțin timp a început ședința de guvern, acolo unde, într-o primă lectură, oamenii din executiv, în frunte cu premierul Ciolacu, vor citi pachetul de măsuri fiscale. Îl ascultăm pe premier, declarațiile pe care le-a făcut chiar înainte să înceapă ședința. Asociative ale administrației locale, cu organizațiile neguvernamentale, dar și cu patronatele și sindicatele. Acum putem să discutăm în primă lectură acest proiect care propune reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. Vrem să stimulăm munca cinstită și să descurajăm portițele de optimizare fiscală și evaziune. Propunem o abordare echilibrată cu patru componente. Reducerea cheltuielilor statului este prima, urmată de creșterea colectării și combaterea evaziunii fiscale, iar elementele cheie ale proiectului sunt legate de supraimpozitarea luxului, viciului și profitului excesiv și, extrem de important, de asigurarea echității fiscale între contribuabili. Reducerea cheltuielilor statului este principiul de bază de la care am plecat. Nu poți să ceri doar sectorului privat să facă eforturi. Trebuie ca și statul să dea un exemplu. Astfel, reducem masiv funcțiile de conducere. Prezintă premierul Ciolacu măsurile fiscale care au fost extrem de mult dezbătute în ultimele săptămâni în spațiul public. Vrea să aducă mai mulți bani la buget, vrea să reducă risipa guvernamentală și a autorităților locale. Va crește taxe și măsurile ar urma să impacteze inclusiv micro-întreprinderile, dar și companiile mari care urmează să plătească un impozit de 1% pe profit. Îl invit pe colegul meu de la Ziarul Financiar, directorul editorial Cristian Hostiuc, la discuție. Fini, mulțumesc pentru prezență. Bună. Fini, se vorbește despre măsuri care ar urma să aducă mai mulți bani la buget, vorbește de reducerea fraudei fiscale, confiscarea bunurilor obținute prin fraude, e-sigiliu, impozitarea luxului și a profitului excesiv, 1% din cifra de afaceri și impozit inclusiv în cazul băncilor, măsuri care nu știm însă de când ar urma să intre în vigoare, pentru că avem informații că ar urma să fie modificat inclusiv codul fiscal pentru că aceste măsuri să poată să aibă efect imediat. Așa cum a fost publicat în prima variantă, măsurile ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Ne-a dat puțin peste cap această schimbare care a venit astăzi, prin care Ministerul Finanțelor, de fapt, cere voie ca, dacă ia măsuri fiscale, să nu se raporteze la prevederile legii, ci să poată să introducă anumite măsuri fiscale de-a doua zi, ca să zic așa. Vom vedea dacă o parte din aceste măsuri fiscale anunțate și puse în discuție nu vor intra de la 1 octombrie. Eu m-am mirat atunci când Ministerul Finanțelor a menționat impactul pachetului fiscal pentru 2023, adică pentru septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, a trecut suma zero. Sau mai degrabă a trecut o sumă de 638 de milioane de lei. Înseamnă că tot ce s-a discutat până acum, din aprilie, mai, referitor la aceste necesitatea creșterii impozitelor și taxelor, a fost așa, doar ca un circ. Cel puțin interesant. Urmărim îndeaproape. Știm că la finalul ședinței de guvern, ministrul de finanțe Boloș va ieși să explice punctual toate prevederile acestei ordonanțe de urgență. Eu cred că nici ei nu știu, apropo, ca să se discută într-o primă lectură de guvern, acest pachet. Dacă întreb pe fiecare ministru în parte, pe fiecare secretar de stat în parte care a trebuit să stea în spatele ministrului, nici nu știu ce este scris acolo. Fini, știi ce mi s-a părut interesant? Că premierul a spus în primul rând, ca prim pilon în acest pachet, este reducerea cheltuielilor bugetare. Din ce am văzut noi până acum, ți se pare că există o asemenea măsuri care într-adevăr să reducă cheltuielile aparatului de stat? Monica, va fi o așa de mare teapă, ca să mă exprim așa, am citit și eu pe partea de reducere de cheltuieli bugetare. Tu nu poți să reduci cheltuielile bugetare în sumă suficient de mare din plafonarea abonamentului de telefonie mobilă, plafonarea cât poți să plătești tu pe o deplasare sau prin
reorganizarea anumitor instituții. Reducerea cheltuielor bugetare se face prin două modalități. Reducerea salariilor, exact cum a făcut Băsescu. Adică dai afară oameni? Nu, reduci salariile. A, reduci variantă, într-o primă fază, da, corect. A doua variantă, la fel cum a făcut Băsescu, reduci aparatul de stat. Să nu uităm, în perioada Băsescu, aparatul de stat s-a redus cu 200.000 de oameni. Și atunci s-au făcut niște economii și atunci guvernul avea nevoie de 1 miliard de euro. Și să ne amintim, atunci a crescut și TVA-ul. Și acum... acum guvernul are Băsescu a avut nevoie de 1 miliard de euro pentru că nu se închidea cu bugetul. Da? Iar acum premierul Ciolacu are nevoie de 5 miliarde de euro. Și nu pare să se grăbească să ia măsurile. Îți mulțumesc, Fini, pentru analiză.